Țara care nu există pe hartă. S-a creat în mod artificial. Transnistrienii nu vor accepta faptul că ei nu sunt recunoscuți. Ne întâmpină Lenin. Avem gaz ieftin, avem lungină. Nu vrem război, să nu vă uniți cu românii. A plâns pentru țară, pentru limba noastră. Am vizitat România și mi-a plăcut și mi-ai venit. Bună dimineața tuturor! Salutare, dragilor! Ultima zi în Republica Moldova începe cu o super aventură. Momentan noi suntem în Chișinău, suntem cazați la acest hotel din spatele nostru, Bird se numește. E unul dintre cele mai faine în care am fost cazați. Și cel mai bun din Chișinău, în mod sigur. Știi ce îmi place mie aici foarte mult și am observat atenția la detalii. Faptul că tot ce înseamnă simboluri și tradiții moldovenești sunt scoase în față într-un mod modern, să spunem așa, dar foarte, foarte frumos. Sunt expuse tot felul de opere de artă ale artiștilor contemporani care spun o poveste, evident, despre trecutul, prezentul Moldovei. Practic găsești aici tot confortul de care ai nevoie atunci când vii într-o vacanță, într-un city break, pentru că au spa, au masaj balinez, au fete din Bali. Da. O să mă răsfăț probabil după experiența asta în Transnistria. Am nevoie, presim, pentru că sunt puțin emoționată și încordată cu privire la escapada noastră de astăzi. E un mod perfect de a încheia aventura noastră prin Republica Moldova și de a vă arăta ce treabă minunată fac oamenii aceștia aici din punct de vedere al turismului. Și vreau să punctez la finalul călătoriei noastre prin Republica Moldova că această țară e o opțiune de luat în calcul pentru o vacanță din toate punctele de vedere. Și pentru că perioada actuală nu este una propice, potrivită să vizitezi Transnistria de unul singur. Încercăm să evităm cumva situațiile neplăcute și să nu fim întorși. Motiv pentru care am apelat astăzi la serviciile unui ghid și ale unui șofer care să ne ducă acolo. E de preferat, cel puțin în situația actuală când lucrurile, să spunem, au degenerat puțin. Ceea ce vă recomandăm și vouă în cazul în care ajungeți în această perioadă în Republica Moldova și vreți să mergeți în Transnistria, apelați la serviciile celor de la Centrul de Informare Turistică din Moldova. Cred că se află undeva în centrul Chișinăului, pentru că noi chiar am filmat clădirea lor în prima zi și mergeți acolo, le spuneți exact ce vreți să faceți și ei vă vor recomanda cele mai bune servicii. Prin urmare, ne așteaptă șoferul nostru de astăzi și ghidul nostru, Cristina, care o să ne povestească și o să ne ducă în cele mai interesante locuri din Transnistria. Am emoții puțin, să știți. Eu nu m-am convins să merg în Transnistria pentru că pentru mine nu era neapărat zona de confort. E altă lume până la e altă lume și sunt și curioasă cum arată. Mi-a stârnit curiozitatea. Hai, let's go! Să înceapă super aventura Transnistria. Bună dimineața! Bună dimineața! Abia așteptăm să descoperim împreună cu voi țara care nu există pe hartă. Exact. O să vedem că țara care nu există are și frontieră și bani diferiți. Deci ne așteaptă o aventură. Care sunt condițiile de intrare în Transnistria în momentul de față? Este foarte important să avem pașaportul pentru a traversa vama, pentru că deși nimeni nu îi recunoaște ca stat independent, ei se consideră un stat independent și există un control al pașapoartelor, un control vamal. Cu buletinul de identitate se permite doar cetățenilor Republicii Moldova. Nu se indică în pașaport faptul că a fost traversată vama, adică nu se pune niciun fel de ștampilă, dar se oferă un bilețel care este de fapt un permis de ședere pe o perioadă de 10 ore aproximativ. Deci este indicată ora intrării pe teritoriul Transnistriei și ora până la care trebuie să părăsim teritoriul Transnistriei sau stânga Nistrului. Totuși, atunci când se traversează vama, suntem întrebați care este scopul călătoriei noastre și care este durata șederii. Dacă ne dorim să rămânem peste noapte în Transnistria, trebuie să avem o confirmare de la hotel, trebuie să cunoaștem adresa, datele de contact, deci sunt necesare aceste informații, care ulterior vor fi verificate și cu hotelul la care am făcut rezervarea. În afară de acest lucru, trebuie să avem cash cu noi, pentru că în Transnistria nu se acceptă cărțile de credit cu care noi suntem obișnuiți, Visa, Mastercard sau altele, au acolo propria carte de credit care se numește Raduga și acolo se achită doar cu rublele transnistriene, adică de care putem să facem rost doar pe teritoriul din stânga Nistrului. Sunt niște ruble care nu sunt acceptate și recunoscute aici pe
partea dreaptă a Nistrului și în oricare alt stat, de aceea putem să facem rost de acești bani doar după ce am traversat Nistrul. Dar lei românești nu pot fi schimbați acolo, nu? Acolo au schimbul euro, schimbul dolar și schimbul leilor moldovenești. Nu am observat să aibă la alegere și lei românești. Cât timp ne ia din Chișinău să ajungem în Transnistria? Aproximativ o oră este timpul necesar ca să ajungem la vama cu Transnistria. Acolo vom petrece aproximativ 15 minute, în dependență de fluxul de mașini care va circula astăzi în zonă. Dar până ajunge la prima destinație, care este cetatea Tighina, avem nevoie de aproximativ o oră și jumătate. Istoria Transnistriei începe în 1924, atunci când a fost creată prima republică autonomă sovietică socialistă transnistriană moldovenească. Este vorba despre decizia prin care s-a creat în mod artificial o diasporă moldovenească în stânga Nistrului, care pe vremuri era teritoriul aparținând Ucrainei. Acolo mai erau localități în care exista o comunitate de moldoveni. Nu era o comunitate atât de puternică. Atunci când Basarabia, în urma primului război mondial, s-a unit cu România, atunci Imperiul Rus sau deja Uniunea Sovietică avea frica să piardă cu totul această Basarabie care a fost sub controlul Imperiului Rus pentru aproximativ 100 de ani și atunci s-a luat decizia de a crea în mod artificial o diasporă sub umbrela unei republici false, create, cu scopul ca apoi să fie mai ușor de unificat Basarabia cu această diasporă moldovenească. Și astfel nu s-a mai ajuns la următorii pași strategici, pentru că deja a început al doilea război mondial și în urma acestor schimbări, teritoriul Basarabiei a fost anexat și a început să facă parte din Uniunea Sovietică și atunci au avut loc și următoarele schimbări în teritoriu. Teritoriul numit Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistriană a fost oferită Moldovei Sovietice, dar în schimb Moldovei Sovietice i s-a luat ieșirea la mare, Bugeacul, care astăzi face parte din regiunea Odessa, în Ucraina, dar și munții, deci regiunea unde este Cernăuțul sau Bucovina de Nord. La fel a fost oferită făcând un schimb cu Ucraina. Și astfel avem și o explicație de ce în stânga Nistrului nu toată lumea se simte de origine moldovean și de ce peste 60% din populație vorbește fie limba rusă, fie limba ucraineană și de ce, după destrămarea Uniunii Sovietice, majoritatea populației, adică peste 50%, totuși a fost împotriva faptului ca pe teritoriul din stânga Nistrului să se vorbească limba română, așa cum a fost decis după obținerea independenței Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. În urma războiului care a avut loc pentru independența Transnistriei din 1990 până în 1992, Republica Moldova a reușit și să piardă din teritorii, pentru că armata transnistriană a avut suport logistic și uman din partea Federației Ruse și atunci Republica Moldova a pierdut și din teritorii, astfel a fost pierdută cetatea Tighina, construită în secolul XV de către Ștefan cel Mare și de către urmașii lui, care a fost apoi cucerită de către Suleiman Magnificul, însă a fost cucerită. De multe ori atunci când mergem să vizităm cetatea Tighina, redenumită în cetatea Bender, de multe ori când mergem în excursie, ghizii locali ne povestesc nu despre faptul că inițial cetatea ar fi fost construită de către domnitorii din Moldova, dar ne povestesc despre faptul că aceasta ar fi fost construită de către Suleiman Magnificul pentru a evita orice legătură posibilă istorică dintre stânga și dreapta Nistrului. Deși geografic cetatea se află pe partea dreaptă a râului Nistru. Există localități în stânga Nistrului care nu sunt controlate de către autoritățile transnistriene și localnicii din aceste sate trebuie să traverseze Nistrul cu bacul sau să treacă
Nistrul pe pod, însă prin Transnistria, să ajungă înapoi în Moldova. În Transnistria există și alegeri electorale, au președinte, au guvern, au și un minister al afacerilor externe. Aici vorbim despre afacerile externe cu alte republici nerecunoscute, cum ar fi Osetia de Sud sau Abhazia. Până nu de mult a fost și Nagorno-Karabakh, care se află de fapt în aceeași situație ca și Transnistria, însă între ele se recunoșteau și aveau o relație de solidaritate, relații comerciale inclusiv. De exemplu, la Tiraspol există o fabrică de producere a vinului ars sau a divinului, cum îl numim noi în Republica Moldova, pentru că este un distilat de vin. Și pentru maturarea și învechirea divinului se folosesc butoaie din stejar, însă stejarul trebuie să fie crescut în regiuni muntoase. Și așa cum în Republica Moldova nu avem regiuni muntoase, importau butoaiele din stejar din Nagorno-Karabakh. Diferența între Transnistria și Găgăuzia, prima diferență, are legătură cu identitatea etnică. Pentru că în Găgăuzia este o mare concentrație de găgăuzi, ceea ce înseamnă un popor de origine turcă, care vorbește o limbă asemănătoare cu limba turcă, însă de o religie ortodoxă. În Transnistria, în schimb, nu chiar putem să-i numim transnistrieni, pentru că ei sunt fie de etnie rusă, de etnie ucraineană. Uneori avem de-a face și cu urmași ai coloniilor germane sau ai coloniilor poloneze. Există, desigur, și localități de moldoveni. Limba oficială vorbită în Transnistria este limba rusă, însă se acceptă și limba moldovenească, asta însemnând limba română scrisă cu literele din alfabetul chirilic, și în unele localități se predă limba moldovenească, dar și limba ucraineană este la fel una dintre cele trei limbi oficiale. Cu toate că pe stradă, în locurile publice, pentru a comunica, se alege limba rusă. În Găgăuzia au, desigur, o preferință lingvistică, desigur este vorba despre limba rusă, dar și limba găgăuză, însă limba rusă în Găgăuzia vine de la comoditatea de a discuta între popoare în care limba este diferită. Deci limba rusă este considerată mai mult o limbă interetnică în Găgăuzia. În familii ei preferă să vorbească limba găgăuză. La școală, limba găgăuză este predată ca limbă și literatură, dar se predă în limba rusă. Găgăuzia este o regiune autonomă în care există un steag, există într-adevăr un conducător, însă cu toate acestea, întotdeauna lângă steagul găgăuziei va fi afișat steagul Republicii Moldova. Înaintea imnului găgăuziei neapărat va suna imnul Republicii Moldova. Găgăuzii recunosc faptul că Găgăuzia este o regiune autonomă în spațiul Republicii Moldova. În timp ce Transnistria are într-adevăr un steag și un imn, dar care niciodată nu va fi afișat lângă steagul și imnul Republicii Moldova. Dimpotrivă, întotdeauna lângă steagul Transnistriei vom vedea steagul Federației Ruse. Deci, orice tip de legătură dintre Transnistria și Moldova va fi evitată. Din punct de vedere politic, transnistrienii nu vor accepta faptul că sunt parte din Republica Moldova. Ei nu prea au ce face cu pașaportul transnistrian. Ei nu sunt recunoscuți. Ei, de nevoie, totuși vor căuta o posibilitate de a face rost și de alte documente de identitate, nu cele transnistriene, pentru că altfel ei pur și simplu nu pot să părăsească teritoriul Transnistriei. Avem aproximativ 600.000 de locuitori în toată Transnistria, deci este aproape atâta cât este în municipiul Chișinău. Însă este o populație dispersată, aproximativ 150.000 din populație sunt concentrați în Tiraspol, care se consideră capitala Transnistriei. Și gata, am intrat în Transnistria. A fost
destul de simplu procesul, în sensul că a durat aproximativ 10 minute datorită lor, evident. Am primit viza, arată de forma aceasta. Ne aflăm acum în orășelul Bender, sau Tighina, cum îl numim noi în dreapta Nistrului. Aici vedem că este un orășel cu o infrastructură dezvoltată, este al patrulea oraș, cel mai dezvoltat din Republica Moldova, după Chișinău, Tiraspol, Bălți. Vom traversa strada pentru a schimba banii. Și cât Ion s-a dus împreună cu Cristina să schimbe banii, vreau să vă arăt partea asta, zona de intrare în Tighina, cam așa se prezintă. Nu e trafic, nu sunt foarte multe mașini, e o poartă aici, poarta oficială de intrare probabil în oraș. Acest monument de fapt este un memorial ridicat în memoria războaielor ruso-turce și undeva în spate se află și un cimitir, se vede aici puțin. Înțeleg că pe crucile sau pe monumentele funerare e un adevărat CV militar al ostașilor, iar aici la loc de cinste este statuia generalului de origine rusă, Potemkin, care se spune că ar fi fost și amantul Elisabetei cea Mare a Rusiei. Gata, am schimbat bani din lei moldovenești în ruble transnistrene. Cam așa se prezintă. Și o informație prețioasă este aceea că Transnistria este cea mai vizitată zonă a Republicii Moldova. Aici, pe teritoriul cetății, au loc foarte multe evenimente. A fost amenajat doar câțiva ani în urmă ca parc. În perioada medievală era un spațiu folosit pentru comerț, pentru că anume aici se adunau negustorii care se ridicau de la râu, râul este puțin mai la vale, se ridicau de la râu cu marfa lor și anume aici și se comercializa. Conform legendelor, aici erau mai multe biserici și de diferite religii, și biserica armenească și grecească. Aici vedem și o biserică ortodoxă rusă. Conform spuselor ghizilor locali, chiar și o moschee. Toți negustorii de aici să aibă un loc de rugăciune, da, de reculegere. Da. Clădirea din spatele meu este construită în urmă cu doar câțiva ani. Avem un hotel și 4 restaurante cu specificul lor, de exemplu turcesc, moldovenesc, ucrainean și rusesc. Dintotdeauna cetatea a fost folosită în scopuri militare. A fost și construită cu scop de protecție, de apărare în primul rând. Doar din 2011 cetatea este deschisă pentru vizitele turistice. Până atunci cetatea a fost folosită doar în scopuri militare. Are loc un proces de restaurare parțială a cetății Tighina. Este vorba despre o restaurare susținută și de fondurile Uniunii Europene. Ah, cum e posibil? Cetatea Tighina face parte din circuitul internațional pe urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt. S-au depus foarte multe eforturi pentru a restaura cetatea într-un mod corect. Au avut loc anterior alte tentative de restaurare a cetății în care se foloseau geamuri de termopan, de exemplu, sau unele materiale care erau incompatibile cu perioada medievală și probabil de fiecare dată când ghizii naționali veneau aici și vedeau cum istoria dispare aici, a fost sesizată necesitatea de a restaura cetatea. Vedem pe partea dreaptă a turnului un obiect de culoare albă pe care este scris cu literele farsi despre felul în care sultanul Suleiman Magnificul a cucerit cetatea. Acesta este bustul lui Petru Wittgenstein, cel care a adus pentru prima oară soiul de struguri Riesling în Basarabia. Fiind înrolat în armata țaristă, a primit drept recompensă pentru munca sa, pentru eforturile sale, niște pământuri în nordul Moldovei, astăzi în localitatea Kamenka. Anume acolo, el și-a construit vila sa și a decis să își planteze propriile podgorii, pentru că era un mare amator de vinuri, însă deoarece în nordul Moldovei nu avem condițiile climatice potrivite pentru podgorii, el a creat în mod artificial o zonă vinicolă acolo, plantând podgorile pe terase, pentru ca fiecare rând de vie, de viță de vie, să aibă posibilitatea de a se bucura de razele soarelui. Și astfel,
a creat în mod artificial o regiune vinicolă în Moldova. A fost vorba despre secolul XIX, Constituția semnată în 1710, care se considera a fi prima Constituție, însă este o Constituție nerecunoscută, de fapt, în care se vorbește despre drepturile și obligațiile cazacilor. Deci aici avem monumentul Ghiulelei, care ne amintește despre faptul că cetatea Teghina sau cetatea Bender a fost menționată în aventurile baronului Münchhausen, în care baronul povestea despre una dintre aventurile sale, fiind el înrolat în armata țaristă, care ne vorbește despre felul în care acesta s-ar fi așezat pe o ghiulea care a fost lansată și, fiind așezat pe ghiulea, a zburat până deasupra cetății, a văzut care era situația în cetate, a observat numărul de ieniceri, a sărit pe o ghiulea otomană pentru a se întoarce înapoi spre colegii săi și astfel a reușit să povestească colegilor care era situația, ca aceștia să știe cum să acționeze pentru a lua cu succes cetatea. Deci avea super puteri. Deci cumva el a fost inventatorul dronelor. Da. Și acum am ajuns în centrul orașului Teghina, dacă putem să-l numim astfel. Uitați-vă cum arată, e foarte populat, dar mai întâi de toate vreau să vă arăt faptul că ei au numere speciale la mașini, la plăcuțele de înmatriculare, care au steagul Transnistriei, evident, și câteva litere și cifre. Partea interesantă este că ei nu pot părăsi cu aceste numere teritoriul Republicii Moldova, adică sunt valabile doar în Moldova și aici. În restul Europei nu sunt admise. Foarte multă lume pe străzi. Cineva chiar cântă muzică live, ce drăguț! De aici vine un miros îmbietor, miroase a mâncare și mi-e foame, da. Nu știu de ce, dar aveam o altă imagine, probabil că în Tiraspol o să vedem adevărata Transnistrie. Mergem să mâncăm acum într-un loc, 100% local, într-o cantină. Bineînțeles că la intrare aici ne întâmpină Lenin, iar aici în partea stângă sunt expuse niște obiecte foarte vechi. Presimt că va fi o călătorie în timp. O, dar bustul lui Lenin este la loc de cinste peste tot. Nu e turistic. Noi am cerut un loc 100% local și l-am primit. Arată foarte interesant. Cam așa se prezintă mâncarea. Super bine arată. Doamna a fost foarte drăguță și a cerut scuze că n-are așa multă mâncare aici pentru prezentare, că ne-a văzut filmând, dar arată foarte bine. Au ardei umpluți. Yummy. Aici este partea de salate și băuturi, probabil iaurt. Bineînțeles că și aici sus sunt expuse tot felul de obiecte vechi. Vedeți radiouri, televizoare, bibelouri. Deci nu știu, nu dau seama celelalte obiecte ce reprezintă. Probabil că au legătură cu vinul, cine știe. Da, interesant foc și tot felul de mesaje pe pereți. Iar locul ăsta cu siguranță ne amintește tuturor de copilărie sau cine știe de vizitele la bunici. Aici avem o canistră de vin și câteva sticle de vodcă. Avem așa, mazăre, pește, un ardei umplut, o ciorbă de perișoare, salată de varză, ficat, salată cu orez, eu am și-a luat un borș roșu, orez cu pui și cu prăjoală și tu ți-ai luat la fel. În total, această masă și un suc de roșii, un iaurt și un compot, în total această masă ne-a costat 60 de lei românești, adică 250 de lei moldovenești. Sucul ăsta de roșii este excelent, extraordinar. Borșul de perișoare este foarte, foarte bun. Perișoarele sunt exact ca la noi. Singura diferență este că sunt cartofi în borș. Și la mine borșul roșu a fost foarte, foarte bun, autentic. Iar acum am trecut la felul 2, am pilaf, care iarăși e super, super gustos.
câteva impresii despre felul 2. Mazărea e bunicică, nu pot să zic că mă dau mână după ea, dar peștele, în schimb, este foarte, foarte bun. Și ardeiul umplut, iarăși, este exact ca acasă. Da, gusturi românești aici în Transnistria. Profităm de faptul că ne aflăm la o intrare într-o piață locală, încât să vă arătăm și vouă ce se vinde aici. Oh, destul de aerisită, animată, la fel ca și orașul în sine, pentru că ați văzut și voi, erau destul de mulți oameni pe străzi, dar cred că piața de legume și fructe s-a terminat, pentru că e târziu, e ora 2 după amiază. Aici avem semințe, mac, chia, fistic, migdale, nuci, prune, uscate, ai, ce bine arată toate. Ei, și am găsit șorici. Am primit o rublă rest, cam așa arată. Ce interesant, e din plastic mai degrabă. Plastic reciclat, spune Cristina. Foarte interesant, asta e de păstrat. Suvenir din Transnistria. Ah, bine v-am găsit! Bună ziua! Care au mai murit, care s-au dus pe graniță și că n-avem cui să vindem carne, că nu-i lume. Dar la Chișinău tare multă lume este. Da. Mai trimiteți la noi să mai cumpir carne la noi, la noi e ieftin tare. Din aici, da? Da, cât e un kilogram de carne? De carne 85-80, dar nici 100 de lei noi. Nu facem rublinică numai că să aibă o rază și e tot normal. A să fie odată vreme așa și poate mai bine. Absolut. Trăiesc aici din 82. Am cumpărat casa aici atât și trăim aici, da. Am lucrat la fabrică, dar pe urmă dacă fabricile s-au stricat după război, ne-am mutat aici să lucrăm. Ni tot e igiene, dar nu-i lume. Ni dă tot și svet și masă și ca hălodile cu lucrează și tot, n-avem cui vinde. Ei, poate o să vină acum mai mulți oameni la dumneavoastră să cumpere. Da, păi lasă vii, mă, mulți că vrem, așteptăm, ia ca un porc nu putem vinde pe da. Tare e scump să plătești la tambor. Mm-hmm. Granița, taxe, da? Taxe, da, da, nu? Da, taxe. Da, 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 da. Dar tot carne e la Prinistrove. Dar cum e viața aici, în Transnistria? Păi, urât. Nu e lume multă să te distrezi, să te duci, să vii, ia că e drept. Numai acasă și de el. Oh, înțeles. Da, așa, avem gaz ieftin, avem lungină, ne dă la pensionieri, ne dă pensia tot vremea, nu întârzic pensia, nu nică. Nu ne obișnuiește nimeni, nu avem rechet, nu avem bandiți, nu nică, nică. Tot e bine. E bine, e da, liniște, da, și pace. E liniște și pace, dar vrem așa pace, să nu vei război, să nu știi bănic. Uh-huh. Ia ca și, ia ca și noi vrem, altă nu vrem nică. Las șibă scumptă, dar șibă, să șibă și nu știi război. Ia ca. Asta e cel mai important. Nu vrea nimeni război, nu vrem război. Noi am avut odată război, știi ce înseamnă, că a lepădat cățele și ne-am dus. Da? Și nu avem unde să ne ducem. Când a fost război cealaltă? Ah, da, 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 da. Când Moldova a venit la Prinistrove. Prezidentul s-a adresează cu oameni, tot normal, nu... E bine, e bine, e bine. Las și așa, nu m-a spus ce e război. Da, vrem așa. Da, ați plecat de aici? Sau, nu știu. La care trebuie să plecați? Când a fost război? Din Transnistria, cam am venit în 82 și noi suntem ca cum ne-a născut aici. Oh, aici tare e gine să ai bani și te hodinești. Rețeta. Să schimbi bani și te hodinești. Tot cele liniște. Sara nu e o mașină pe drum, nică. Tot ca când e la țară. Aha. Fiecare stă acasă? Fiecare stă acasă, nu, da. Nu-i nică. Tot, nu lucrează cu glosutul și magazine, numai 70 lucrează, dar așa și distrați, îmi pe drum, beți, nu, asta e normal. Okay. Eu nu sunt cu politica, nici dar noi. Nici noi, dar ascultați-vă, când era tata meu, el a fost luat în lagăr cu românii și l-a dus la unii, a fost în Sibir. În Siberia. Și el a murit sărmanul de rac, de el așa plânge. Cât ați trăit, dar să nu vă uniți cu românii. Străiți cum trăiți așa, să mâncați pâine neagră, numai nu cu românii. Așa ne-o... Nu când ne învață prin Dniestrovie o altceva. Că prin Dniestrovie niciodată n-ar nevoie de cu cine noi ne unim, nu ne unim, unii vrem noi să ne dușim, oare asta la adânșă e nol. Da. Ei nu mă spune că asta noi lucrăm pentru noi. Vreți, veniți la locul, vreți, nu veniți, nu ne, absolut. Nu ne e locul, nu ne... Absolut. Da, da, ia ca cum. Dar de, ca noi să ne ducem cu România, ori să ne ducem cu Moldova, ori fiecare unde îi place acolo trăiește. Absolut. Da, da. Ne-a părut tare bine, da, și da, sperăm, da, să ne mai vedem, mai revenim aici. Da, fără probleme, veniți. Vă găsim aici în piață. Trimiteți-mă într-o lume. Trimitem, promitem. Și acum să degustăm șoricul. Bine, a pus mâna doamna pe el. Foarte, foarte bun, dar stați așa că cineva ne-a invitat aici. Și ne-a invitat aici să bem
Vin. Așa, nu putem refuza așa ceva. Foarte bun șoricel, foarte bun. Foarte bun, da, într-adevăr. Proaspăt se simte. E proaspăt, e fraged, lipsește puțină sare, dar îmi place la nebunie. Cum e, Cristina, vinul? Gustos. E bun? Gustos. Și pâine. Foarte drăguți oameni, foarte prietenoși, ospitalieri. Mulțumim. Spasiva. Spasiva. Nu pentru ce? Ani kto, ani rumeni? Wow. Da, ia zi-o. Bun, bun, bun. Ion a primit o bucată de salam cu pâine, ia să vedem. Nu, salam cu pâine. Salam cu pâine. Dar e foarte bun. Doamna vorbește românește. România. Dumnezeu, prima oare, când a plâns printre aștri, El a plâns pentru țară, pentru limba noastră, nu știu cum așa, Alde Toldorodovici. Foarte frumos. Mă scuzați, eu acum o să fie crăcită, dar am glas, dar cânt foarte frumos. Fata mea excelent. E profesor de muzică, eu sunt profesor de clase primarie. Mama mea cântă în strană, în biserică. M-am spus, noi tot familia cântă. Am multe talente în specific cu muzicii. Foarte bine, foarte bine. Familie de artiști. Am lucrat în școală 10 ani, de acum mai lucrez la piață. Nu mai lucrați la școală. Am lucrat 10 ani. Și acum nu mai lucrați. Nu mai lucrăm, de ce? Că m-a bătut în cap și nu am traumă, dar cunoștor Domnul meu în vis, trăiesc, iubesc viața pozitivă, oameni frumoși, oameni pozitivi și numai bine în calea noastră. Mulțumim. Domnul să ne arăt calea dreaptă. Mulțumim tare mult, sunteți extraordinară. Mulțumim din suflet, mulțumim. Ce mai putem spune? Oamenii de aici chiar sunt foarte frumoși, foarte drăguți, foarte primitori și vorbesc limba română. Bine, nu toată lumea vorbește, dar ne înțelegem cu ei, ne descurcăm și cred că asta e cel mai important. Chiar sunt o surpriză pentru noi și uite că am intrat în piața asta doar pentru că se afla aproape de restaurantul în care am fost noi și am mâncat. Complexul sportiv poartă numele de Șerif și vom vedea stații de alimentare cu petrol, Șerif, rețeaua de telefonie mobilă, canale radio și de televiziune, companie de construcții, companie producătoare de materiale de construcții, cel mai bun hotel de 4 stele din Tiraspol aparține la fel holdingului Șerif, compania producătoare de caviar negru aparține holdingului Șerif. Oficial am intrat în Tiraspol. O să vedem în curând pe partea stângă niște garduri de culoare galbenă, care sunt gardurile ce îngrădesc teritoriul armatei ruse. Imediat vedem un complex de clădiri construite special pentru militarii din armata rusă și după aceea vedem din nou gardul galben care îngrădește teritoriul care aparține armatei ruse pe teritoriul Transnistriei. Vom vedea imediat și intrarea principală pe acest teritoriu, în stânga. Da, suntem în centrul orașului Tiraspol și aici vedem un memorial dedicat mai multor evenimente tragice, războaie sau tragedii. Partea aceasta a memorialului este dedicată celui de-al doilea război mondial. Acest tank a fost găsit la fundul râului Nistru în 1969 și de atunci au decis să îl amplaseze aici, în centrul orașului. Pe tank este menționat în limba rusă, este scris Zaro din UCE, ce înseamnă pentru patrie. O altă parte a memorialului, dacă ar fi să privim în partea opusă, este dedicată și războiului pentru independența Transnistriei și
războiului în Afganistan din 1979 până în 89, dar și tragediei din Cernobâl. Iar în mijlocul spațiului memorial avem aici și o capelă. Nu pot să nu observ bulevardul ăsta, uitați-vă cât de lat este, cât de mare. Practic, noi ne aflăm acum într-adevăr în centrul orașului. Și din nou, din punctul meu de vedere, arată binișor. Mă așteptam să găsim doar blocuri comuniste, să fie strict o imagine sovietică. Mi se pare destul de aerisit, nu e trafic, chiar arată cât se poate de decent. Ce vedeți aici în față este Nistrul. Și e un parc aici pe unde ne putem plimba dacă dorim locul ăsta. Răsună muzica destul de tare, probabil de la o terasă de undeva din vale. Aici în partea stângă avem Muzeul de Istorie Locală, iar vis-a-vis se află clădirea Guvernului Transnistriei, o clădire destul de mare, care are în față una dintre cele mai înalte statui ale lui Lenin din lume. Aici, în partea stângă a Nistrului, cele mai multe statui, cele mai multe busturi ale lui Lenin, vedeți că au rămas în picioare și se află la loc de cinste. Și undeva sus, vedeți că sunt două steaguri, steagul Transnistriei și steagul Federației Ruse. Partea dreaptă, la etajul 2, pe clădire, vom vedea două steaguri. Acestea sunt steagurile unicelor state care recunosc independența Transnistriei. Acolo se află ambasadele acestor state. Steagul Transnistriei este unicul steag de pe globul pământesc pe care încă mai este prezent simbolul secerii și a ciocanului. Iar acum am ajuns la mănăstirea Noul Neamț, care se află la aproximativ 10-15 minute de condus din Tiraspol, dar regăsim aici cea mai înaltă clopotniță din Moldova, măsoară aproximativ 70 de metri. Tu locuiești aici, în Transnistria? Da, locuiesc în Transnistria, dar am făcut studiile în Moldova. Locuiesc în orașul Bender și îmi fac studiile în Tiraspol, okay. Universitate de stat. Ce studiezi? Sociologie. Înțeles. E foarte interesant. Da. Și plănuiești să rămâi aici după ce termin facultate? Cred că da. Oh, okay. Dar am vizitat România și mi-a plăcut și mi-ai venit pe acolo. Da? Unde ai fost? Am fost la Sulina și în Tulcea. Ah, la Delta Dunării. Da, în Delta Dunării și am făcut câteva călătorii. Dacă știți tabăra din Sulina, foarte mi-a plăcut și aș mai vrea să mă întorc, dar deja vârsta nu-mi permite. Foarte frumoasă biserica. Nu știu dacă vă vor permite să vă urcați. Din clopotniță se vede. Se poate urca. La noi biserica nu și-a schimbat calendarul. Diferența rămâne de 13 zile încă. Okay. Și dumneavoastră e că tăiere capului sărbătoriți pe 29, august, dar noi pe 11 septembrie. Da, dacă veniți în săptămâna luminată, e deschisă. Mă scuzați, dar îmi vine transportul. Ah, sigur, poftă. Cum te numești? Ioan. Mi-a părut bine, Ioan. Ioan și eu. Tot Ioan îl cheamă și pe el. Pa. Da, te așteptăm în România. Bine, nu degeaba îi se spune Noul Neamț, pentru că la sfârșitul secolului al XIX-lea, o parte dintre călugării de la Mănăstirea Neamț au venit aici și au ridicat această biserică din cauza unor politici, să spunem, din cauza unor legi, dar sunt două biserici. Cele mai vechi biserici, ele sunt acolo puțin mai la vale. Aici vedem bisericile care au rămas deschise. Biserica de iarnă,
și biserica de vară. Pentru că iarna e mai greu să se încălzească suprafața bisericii. Da, de să fie mai mică. Folosește o biserică mai micuță. Da, da, da. Cea de vară este în renovare, nu o putem vizita, însă mergem aici în interiorul bisericii de iarnă. Foarte frumoasă și liniștitoare curtea, într-adevăr. Ce zi lungă! Și frumoasă în același timp, ce povești, ce vizită, ce vlog a ieșit. Suntem foarte, foarte fericiți. Mă gândeam acum în drumul dinspre Tiraspol spre Chișinău că eu aveam o altă percepție despre Transnistria, în general despre Tiraspol. Mă gândeam că o să fie un șoc cultural, sovietic, nu știu, o să fie o călătorie în urmă cu 20-30 de ani, dar mi s-a părut o lume absolut firească, normală, mai ales că noi venind din România, crescând cu imaginile astea, nu au reprezentat neapărat o noutate. Da, dar oricum se simte influența rusească simte, în zonă. Da. Per total, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Îi mulțumim Cristinei pentru că a fost un ghid excelent. E unul dintre cei mai bine informați, pregătiți ghizi. Deci atât de multe lucruri din punct de vedere istoric a știut. Multe dintre ele nu le-am filmat, dar dacă veniți în Moldova, nu neapărat în Transnistria, în orice zonă și aveți nevoie de un ghid, apelați cu încredere la ea. Deci este foarte, foarte bine pregătită și o recomandăm din tot sufletul. Oricum, lăsăm și un link în descriere, Instagram-ul ei, scrieți-i dacă veniți în Moldova. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Acesta este ultimul video din seria Moldova. A fost o călătorie de suflet foarte frumoasă, foarte emoționantă, plină de farmec. Și ne-am promis că o să revenim cât mai des aici. Plină de oameni frumoși, extraordinari, care ne-au învățat lecții nemaipomenite. Mulțumim că ne-ați urmărit! Urmează un vlog în care anunțăm următoarea noastră aventură, care o să vă ia prin surprindere. Ce să fie, ce să fie. V-am pupat din Chișinău!